Ce faci, măi, albei? O, bine, dragă. La copilul ăsta ai dat și tu ceva? Nu mai pupa tata atât. Ce băiatul lui mama, ce-ai făcut? Tu ce faci, iarbei? Păi și ce-ai vrea să fac? Am făcut curat, am făcut astea. Ai făcut curat? Am dat la cățel să mănânce, păi de acum. Ți-ai făcut patul? Vreau să-ți fac și mormântul, dar hai că mă răzgândesc. Bun, ai venit. Mormântul să-i faci numai, mama. M-ai și luat. Te-am și luat, ce faci? Să-ți fac? Dar de ce bei? Păi ce beau, fă? Beau suc, uite, beau suc. Care e problema ta? Aici? E suc? Ia! Acolo nu, e suc? Nu începe cu zelațele. Hai când ți-o-i dau una, dragi, te găsește. Bă, dar ordinară ești, fă? Ești cel mai nenorocit om posibil de pe fața pământului. Bă, dar... Ești nebună la cap. Văzând aceste imagini, am putea crede că Gabriel e un individ calm. Ceva mai târziu vom vedea că realitatea este cu totul alta. Până atunci, Ștefania își continuă ofensiva. Și unde ai fost azi? Unde să fiu, la muncă, am dormit și te așteptam. Am zis că poate mai apar și după acasă. A venit omul ăla aici la asta? La mască? Ia păi a venit, dar omul, dacă m-a văzut pe mine acasă, a plecat. El te căuta de papoacină, nu pe mine. Până când Gabi o să drumă, o să stăm așa? Explică-mi, Gabi, până când, dacă chiar crezi că o să-ți bagi joc de mine toată viața ta? Cât crezi tu? Cât consider tu că am să mai poți să te suport în halul ăsta? Zi, Gabi. Băi, uite, vreau să... tocmai e bine că faci astea, dacă ai făcut așa, stai că-ți dau niște fire de cec. Să nu știi de ce, să duci tu să cumperi. Păi să-i dai lui măta, mă, că tu ești acasă, da. Da, bă, că-i dau lui mama. Da, lucrezi tu rău de noapte și ai timp să te duci ca să cumperi ce trebuie. Ia de până așa. Ia niște fire de cec, ia de până la... Păi să-mi vezi. Ia de la loto, ia de la alea. Du-te și dă-i lui măta. I-am dat 4 milioane la bancă. Și dacă ai dat 4 milioane, ce? Păi te-ai fost dat 4 milioane, mă, zi de cu apă. De ce? Arunc în WC-ul cu găleata la cu mata, așa, 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 păi nu începe cu dasea acum. Da, cum vrei să încep? Ce ai vrea tu să fac? Ai vrea să vin să te pup, să te iau în brațe, nu-i așa, să te văd cu de băutură? Da, o bei pe păi mama? Păi dăm 4 milioane când am dat la bac, păi merita și o sticlă de vin. Au, păi nu muncești tu de noapte păi cu mine. Zinimă. Ai frumusețe de servici, păi. De ce, mă? Nu vezi că ești proastă. Insultele continuă în dormitor. Am sperat și eu că te faci om, Gabi. Păi am încercat cu vorba bună. Am încercat cu vorba bună. Am încercat. L-ai cumpărat tu. L-ai cumpărat tu. L-ai cumpărat tu, ăsta e pas cumpărat de tine. Da. N-aș dormi și eu lângă un om. Păi, dar n-aș vrea și eu, păi dacă să dă... Du-te tu, o săptămână. Să nu mi-i juri mie, ți-ai înțeles? Stai dracu, aici, aici. Stai dracu, aici, stai dracu, acolo cu mine. Să nu mi-i juri tu mie, mă, ți-mă. Într-o săptămână de zile, într-o săptămână de zile, dorm două nopți acasă. Dorm, zi să fii tu, cu m***, cu tot neamul tău. Două zile dorm, două nopți, o săptămână dorm acasă. Păi unde dorm, că tu ai servici? Ce să fac, mă, să vin acasă, ce să fac, Gabi? Vino cu să te pup, Gabi, că nu mai pot de dragul tău, Gabi. Ce bine mi-ai luat parfum tu, așa? După această discuție, Gabriel simte nevoia să mai servească un păhărel. Gabi, ai uitat ce faci cu sticla asta, Gabi? Stai, fină să mă rădă, pui mâna pe ea, dar n-ai venit. După ce că e cel mai ordinar. Puneți-mi furtun și bagă-ți sticla aici și bagă-ți o gură. Și când dormi și te sete, să nu te mai trezești, te duci să bei o cană de apă. Scandalul se mută din nou în sufragerie. Nu știu că bani și p***ă. Păi dau să-ți mai dau, tai că atât. Nu-mi mai convine, nu mai ai nici bani, nici p***. Păi dă unde mă ceasă, Gabi? Măi, Gabi, tu chiar nu ești sănătos la cap? Păi n-am zis niciodată. Spune și mie. Păi și atunci, deci bun, recunoști că nu ești sănătos la cap? Da. Așa, păi ce, mă, tu într-o căsnicie, păi ce să bazează căsnicia aia, mă? Dragoste, omor, să te respect. Pentru asta consider tu că se bazează o căsnicie, pe dragoste, pe omor? O femeie nu trebuie atinsă nici cu o floare, de-aia mi-am cumpărat niște mănuși. Aolo. Asta e respect cu mănușile, așa că te-ai învățat, cum aș ști să iei. Și din nou în bucătărie. Eu trebuie să aduc în casă mâncare, eu trebuie să plătesc lumină, eu trebuie să plătesc întreținere, pe tine te doare fix în p***. Dă-ți drumul, dă-l la refuz sau de tot blocul de sus păi și până jos. Păi nu pot să-mi dau dacă... Poate de dă-le cum dau drumul în tine, crea dracu să-mi dau dracu. Crea dracu să-mi dau 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 mine, alege sar praful pe tine. Păi să-ți dau drumul, plăgeam să dracu să-mi să fii de nenorocit, te spăl jegul după tine. Vorbește frumos, că te aude domnul Iisus. Mersi, cu ce ești nenorocit. Mi-ai mâncat sufletul meu. M-ai îmbolnăvit, nenorocitule, m-ai îmbolnăvit definitiv. Cred că nu mai am ce să discut cu tine. Nu mai ai ce discuta cu mine? Discuta cu ești un cretin. Ce să... Păi ce poți să... Cine poate să discute de... cu tine decât niște bețivi? Fii raz, să fii de nesimțit. Nici măcar respect. Spune-mă, te-a sunat vrând în copiii tăi, fii raz, să fii de nenorocit că te-ai îndepărtat și copii și tot. Păi, a plecat copilul tău în Italia. A plecat, te-a sunat, mă, vrunul să te întrebe ce faci, prostule. Ia uite, nu, să vezi telefoane. Nu te-a sunat. Pe păi telefon. Nu te-a sunat, firea,
să fii, nu te asuma. Pe telefon, și nici n-ai să vezi vreodată ca copiii tăi să te sune pentru că știe ce alcoolist ești. Gabriel o înșală des pe Ștefania. Acest lucru a devenit aproape un obicei. Femeia rememorează și alte momente. Când au venit femeile alea în casă care le-a adus tu, de ți-am găsit chiloți în casă străini. De ce nu le-ai pus Gabi? De cât să le dai tu bani? Fă, eu trebuie să plătesc lumina, că eu consum la televizor, ne uităm la filme porno. Tu crezi că și aia care alea, dar mă vezi un Rudolf Valentino, mă, repede. Și acum o lună de zile, fost când prieten, am venit eu, Gabi, ascultă-mă ce spun când dau una. Păi eu nu știu ce am mâncat ei. În urmă cu o lună de zile, când am venit și te-am găsit cu aia în pat, Gabi călare pe ea, cum era Gabi? Imaginea joacă feste creierului câteodată. Cred că ai niște probleme grave tu cu inima. De ce, Gabi? Vă întrebați poate cum de Ștefania acceptă situația în care se află. Păi în primul rând, femeia nu ar avea unde altundeva să locuiască, pentru că acest apartament este al lui Gabriel. Celelalte motive pentru care Ștefania acceptă viciile bărbatului le vom descoperi ceva mai târziu. Între timp, Gabriel încearcă să-și mai domolească partenera. Te aduci aminte când eu am venit la spital la tine că erai cu una care era lângă tine în pat? Eu era asistentă pur și simplu și îmi era care asistentă, mă? Asistentă îmbrăcată în ce? Cu bluza până aici? Păi așa se purta în spital, păi ce-am eu la spital? Păi dacă așa se poartă? Așa se purta, păi de ce să stai în de în blugi? Nu te vezi praful? Să aleagă praful de tine de nenorocit, de scârbă împuțită. Gabriel găsește o metodă originală de a se feri de reproșurile femeii. Dacă să continui așa, mai bine să moară măicuța mea. Dacă să mai bei de acum, mă! Ia și bea acum. Ia și bea, mă. Ia și bea. Acum ia și bea. Ia și bea. Bea ce-a mai rămas. Se va umfla. Da. Uite, am tras spre tine. Așa. Ștefania continuă să-și spună ofurile. Nu mai, decât să te auzi, să dea dracii mine. Nu mai. Du-te, dracu, de aici, așa. Na, vorbește acum până ți-o veni spune. Ce faci, mă? Nu se mai auzi, fă acum. De ce o pui în cap? Păi unde vreau să o pun pe p***? Păi să... Dă-o-mă jos, păi mă. Să nu mai vreau să te mai auzi, fă. Eu n-am venit să vorbesc cu casă, eu vorbesc cu un animal nenorocit. Acuzele continuă din ambele părți. N-am întâlnit decât mama. Am văzut căsnicii. Am fost în nu știu, nenumărate case. Dar scandal și balamuca la noi acasă n-am văzut. În ce casă ai fost, fata tati? Trăiesc și eu între oameni, Gabi. Între oameni, eu sunt animal sau ce vrei să mai rău, înțeleg? Puțin spus. Să spun ceva, nobilă doamnă. Spune. Începând de luna care vine, am să-ți fac niște restricții pe cardurile alea, să vedem atunci cine va fi porcul și cine va fi bestia. De ce? Cine va fi miloaga, cine va fi șmecherul. Ți se pare că mi-ai dat mie prea mulți bani sau nu, cum? Nu, da, aia, ce? Sau la ce? La ce? Sau ce spui? Jură-te, de la mea de fraieră, la mea, că eu am pus mâna pe cardurile tale. Știu câți bani sunt acolo, dar am să controlez. Gabriel se hotărăște să verifice câți bani mai are în cont, dar în loc de bani se pare că are datorii. De ce n-ai achitat datoria ta? Că spui că plătești băncile. De ce ai avut întârziere de 33 de zile? Că tu spui că le plătești. Pentru că... Eu știam că tu ești la zi cu... Cu trei bănci, ce ai găsit p***ul de asta, Fioran de Rus sau ce? Când ai bani? Apropo, lucrezi și pe bani? Da, te interesează oare? La domiciliul clientului sau la firmă? La firmă, nu cred. La firmă, da? Da. Ei, bun, ai auzit cu urechile tale... Nu? Așa? Da. Va trebui să particip financiar. Altceva ce vrei să mai fac eu, Gabi? Casa asta este nu se pare că tu cer cam mult de la mine? Păi ți-am cerut și și mi s-a părut că e foarte puțin. Dar eu știam că ești la zi, Gabi. Deci când tu ai folosit banii aia pentru altceva? Pentru altceva? Păi te-am ajutat! Că mi-ai lăsat în policlinică cap un câine și ai plecat și ai venit cu... Sticla și cu... Mi-am fost bucură că ai scăpat cu viața. Aul. Băi, așa sunt vorbe de dragoste, pădă-te, așa se vorbește. Mi-am fost în casa la oameni și așa, pădă-te, eu n-am auzit. Păi da, cum și lume de altă societate, cremă, spumă. Deci că te duci și vorbești cu aia după stradă e una și că vorbești cu nevasta ta e alta. Uite, o problemă. E casa mea. Și? În casa mea pot să vorbesc cum vreau eu. Raus! Du-te și plătește-o. Raus! Du-te, Gabi, și plătește-o. N-am ce să fac cu a ta. De ce? Pentru că rămân cu molaie și tu cu f***a care f***a mâine pâine prești, dar aici am dar nu mă întrebi banii ce-i pe bancă unde sunt. Ai uitat că aveai 20 de milioane în bancă. Păi, nu era treaba ta unde era 20 de milioane. Păi, de ce să-ți plătesc sunatele, mă? Du-te, recu, de aici și așa, te-o mă, f***a. Stai f***a acolo și acum, du-te, f***a.
De ce vrei să-ți plătești eu ratele? De unde ți-ai dat 20 de milioane? Ai controbăit și ai găsit? Da, m-am dus eu și m-am dus să-i fac să datorii ai de plătit, firea să fii. Păi ce ai plătit tu? Da, ai plătit tu. Păi tu de ce mie să-ți plătești eu rata? Hai să plătești. De ce să plătești? Dacă nu, că așa vrei tu? Hai să plătești, du-te cu dai ce ești. Să-ți plătești și rata la bancă? Da. Păi pentru ce, mă? Atunci de ce am bărbat? Că zi, să mă, să păi nici de asta nu ești în stare, mă! Dă beat ce ești, nici de asta nu ești în stare. Băi, tăi! Vai, nici tăi. În stare de asta nu mai ești, ascultă. Asta mă, nu mai ai nevoie. Te culci în pat lângă un ce? Da. Tocmai de-aia nu mai am nevoie. Da, dar nu ești bun de nimic. Da. Când te pleci duci pe stradă, te duci, te aranjezi, te speli, te faci, ai luat-o pe stradă. Când stai acasă, stai mort de beat. Și ce să mai scoale, mă, la un om beat, ce să mai faci? Da, mai ce probat, să faci cu un om beat, că ești mai prost? Probat? Să te probezi? Păi uita, când am dormit lângă tine prost, și n-ai fost în stare de nimic. Să-mi spui ce înclinație ai de lemn care îți place. Stejar, prasintei, brazul, îți fac ceva elegant. Te doar meriți măcar atâta lucru. Merit. Pământ ai la cimitie? Mai bine te ard. Hai, te ard în a dat. Pământa firea lui să fii de nesimțit. Ceva mai târziu, Ștefania găsește o altă sticlă de vin dosită în bucătărie. După ce o varsă, femeia își continuă tirul de acuze. Să știi că nu te mai suport sub nicio formă. M-am săturat de tine până peste cap. Ești ultimul ratat după fața pământului. E ultima femeie care poate să-mi spună. Chiar nu mai am ce discuta cu tine. Ești un om, ești un om terminat. Când pleci? E treaba mea, e problema mea când eu plec. Ești ce să mai... Du-te și vezi de cafeaua ta și faci ce vrei acolo. Să-mi dai un bip. Ștefania trăiește aceste frustrări de mai bine de 5 ani. De atunci, Gabriela a început să bea și să o înșele cu regularitate. Femeia se simte neputincioasă în fața acestei situații. Ar pleca, dar n-are unde. Ar vrea să-l facă pe Gabriel să renunțe la proastele obiceiuri, dar nu știe cum. Cea mai bună soluție este un apel telefonic. La celălalt capăt al firului se află consilierul de urgență. Nu mă mai înțeleg sub nicio formă cu el. Nu știu, e ceva de... Chiar nu am cu cine sta de vorbă. Ups. Veniți. Haideți că vă aștept. Intrați în casă. Bună ziua. Irina Petrea. Ștefania și pe domnul Gabi. Ei, cred că sunteți invitata ei. Da, sunt invitații mei. Nu mă interesează. Vreau doar să facem cunoștință. Da, e absolut normal. Bine ați venit. Vă mulțumesc. Ștefania își invită oaspetele în sufragerie. Putem să le așezăm? Da, luați loc. Chiar te rog, Gabi, să ieși tu loc. Căsnicia noastră 5 ani de zile a fost foarte bună. Deci ne-am înțeles foarte bine, nu pot să spun. În urmă cu 5 ani am murit maică-mea. Maică-mea ne-a foarte mult. De atunci s-a cam dus relația noastră. Și are o Nu cred. Ok, dacă ați intrat pe ușă, poți să ieșiți pe geam. Oricum aveam pondă să scot grebla, că eram un pic dus. Deci pe geam o să iasă prietenii tăi, Gabi. Prietenii mei nu sunt aici. Asta e probabil din alt poveste. Eu am vreo 5-6 ani de zile. Eu intru pe ușă și ies tot pe ușă. Nasol, păi acum s-a modificat tati. Acum intri pe geam și ies pe ușa care este. Deci e o ușă legată care a fost. Sunt probleme. Sunt probleme că nu este mai multe. Nu știu, întreb. El nu le consideră niște probleme astea. Sau nu există. Păi așa crede el. Deci numai simt. Cineva crede că există probleme. Da, foarte mult. Bătăi în casă, certuri, discuții. Fără început în astea! Am fost bătută în urmă cu 4 ani. Am o cicatrice aici, dacă se vede bine. Se vede. Așa. Chiar dacă n-am uitat, că nu poți uita când rămâi cu semne și urmări, nu poți uita așa. Dar am trecut cu vederea. Am sperat că se face om. L-am prins în casă cu femei. Au! Păi nu că se... A spus că se odihnește, de fapt. Femeia aia se odihnea în pat, iar el era sus pe ea. Nu e nimic adevărat din toate astea. Păi evident că nu. Nu. Dacă fetele, bine, păi sunt atât de nesimțit. Bine, în interes de serviciu, profesional. Să vă spun o chestie, niciodată nu pot să... Știi care e interesul, doamne. Sigur că da. Păi combinăm afacere cu plăcere, nu merge. E fatal normal dacă găsești niște... Deci nu există nicio legătură cu nicio altă femeie, nu există... Acuzațiile sunt nefondate. De ce, Gabi? Ai curat să te jur că ceea ce eu spun nu este adevărat? Stai o secundă. Dar nu e adevărat! Gabi, asta pentru cine sunt? Pentru că dacă erau pentru mine, mi le dădeai. Ziua mea de naștere este în octombrie. Ce dracului, 50 de grame, dar fiind care e problema asta?
Păi tu crezi că o pui ștoaică și să pretează să stea repede cu p***a în sus? Ce fel de puștoaice ai cu Gabi? De fapt, te sunt prea indiscretă dacă întreb pentru cine, sunt că sunt frumoase. Este foarte frumoase. Nu? Nu? Corect? Da. Dacă nu sunt prea indiscretă, vreau să... Păi eu îi fi găsit și eu Constantin și Elena. Am înțeles că o femeie nu poate fi atinsă cu o floare. Și o atingeți cu un cadou. Păi da, înseamnă că n-am mănânci, dar box. Păi Gabi, stai să-ți explic eu ceva. Vreau mă frumos de frumoasă când exact poate mi-ai dat și mie niște... Tu mi-ai făcut-o aici, exact de ziua mea. Mi-ai făcut-o. Și de ce s-a întâmplat? De ce? Pentru că a venit cu prietenii mor de beat. Au venit cu toți acasă. Urma să vină niște... frumos. Colegi de servici, colege, să facem o aniversare, da, să aniversăm ceva. Pe când el a venit de la... Ziua mea, fiind ziua mea. Pe când el a venit de acolo... Îmbolnăvesc, dați-vă la o pat. Vreau să sărbătorim și noi, să fim și noi o familie, să simțim și noi că sărbătorim ceva. Dar sunteți o familie? Păi nu suntem legal. I-am cerut să facem, să ne căsătorim. Și a refuzat. Deci pe tine ce te ține aici... Când e acoperișul deasupra capului. Da, da, da. Pentru că nu pot, am spus, hai fă-te om, i-am trecut prea multe cu vederea. Am înțeles. Tu știai de pildă că Ștefania stă cu tine doar pentru că nu are un acoperiș deasupra capului? Eu pentru mine, stai cu mine pentru... Pentru tine, de dragul pentru că o fac bine. Adică să nu mă înțelege greșit. Am înțeles, exact. N-am să spun bine. Deci de-aia... A zis că de-aia, pentru că fac bine tot ce fac. El e conștient de faptul că îl iubesc și de-aia își bate joc de mine. Păi stai un pic că eu nu înțeleg. E ceva ce nu se leagă aici. Ai spus că îl iubești. Da. Și pe de altă parte ai spus că stai cu el doar pentru că ai un acoperiș deasupra capului. Poate, poate că știi... Cele două lucruri sunt cumva diferite. Ce aflu după atâția... Femeia și-a luat bine în capul și urea la jame ce și a tras de parlamentar. E rândul lui Gabriel să acuze. Deci, când luăm banii, sunt cel mai bun. Ah. Păi, nu știu cum să spun, se așeastră. Da. Face niște figuri de aia, nu se găsește certuri? Evident că nu. Nu mai există probleme? Păi, nu mai materialul e. Deci, el tot timpul are bani în buzunar, dar nu-mi dă niciodată. Zice, nu punem mâna pe el. Parcă speriată de Gabriel, Ștefania se ridică de pe canapea și se așează lângă ușă. Ai încercat să faci ceva, Ștefania? Păi poate e vreun trebuie să ca mai de rea. I-am spus să meargă, poate e bolnav, poate avea ca ceva la cap, ai du-te la cineva, la un psiholog, du-te că undeva. Că e un magnetic, păi nu s-a născut medic să mă facă pe mine bine. Vii să dor cu tine, cum să dor tu lângă un om care ducnește a băutură? Nu face altceva decât să bea. Nu vine decât bagă mingeantă. De ce ai vrea să stea cu tine? Că dacă discuțiile sunt la maniera asta, nu văd cum ar putea cineva să-și dorească să stea împreună pentru cu cineva? Pentru că iubesc. A, dar mi se pare un pic de dragoste cu forța. Tu păi, iubești? Tu o iubești, Gabi? Prima dată o baci, pur mă iubesc. Ții la ea? Ce sunt? Nu. Da sau nu? Noaptea. Ștefania ar putea să vorbească ore întregi despre necazurile pe care îi le pricinuiește Gabriel. Te rog frumos să vii să strângi alea de acolo, Gabi, că dacă nu vii să le strângi în momentul ăsta, eu le arunc la gunoi. Harta și toți. Veniți să vedeți în ce hal am făcut, în ce cuțit în perete, în ușă. Dar nu se poate așa ceva. Nu mai găsesc nimic. Te rog frumos să vii, că dacă nu vii acum momentul ăsta, eu mă duc și le arunc. Uitați ce face când bea. Veniți să vă arăt, vă mai arăt și altceva. Uitați. Băi, nu rupe aia! În ușă! Păi nu se poate așa ceva! Cărți, așa le lasă! Țigări, paharul cu vin! Dar e bărbat! Este bărbat, dar în halul ăsta? Nu te riști tu, pă, tu pătind de noapte, stai, bă, pătând de interesat ce faci, eu pătind adică, de noapte... Adică, Gabi vorbește mai frumos ca așa, dar o palmă de te bag în peretele ăla, nu fi nesimțit! Chiar am zis că te potolești și a fost o glumă, dar bă, ce sprijin am eu din partea? Nici măcar o vorbă, nici măcar nu mă respectă ca nevastă. O să spun bărbat. Nu ca nevastă, măcar ca proastă, nu sunt nevasta ta. Sunt păi, o proastă dacă tu asta mă consideri. Că asta sunt pentru tine. Așa. Că o iei în bârnă. M-am săturat. Îmi aruncă farfurii, îmi aruncă linguri. Dacă te arunci pe geam, te arunc. De ce faci așa? De ce faci Gabi așa? Spune-mi și mie, de ce faci așa? Consider că e ceva normal lucrul ăsta? De ce casa mea? E problema mea, dar te nu mai suport, asta îi face zi de zi, fărâmă. Nu face altceva, eu stric și eu fac și eu văd că îl provoci. Păi nu-l provoc eu.
Dar nu se poate că el face singur. Acum cu pumnul l-am provocat eu, ce am spus eu ca să dea cu pumnul ușa? Eu nu spun că nu, că e frumos să dai cu pumnul în pereți sau în ușă. Dar nu mi se și pare cu pumnul, nici frumos că să trage o palmă cuiva, pur și simplu. Gabriel tocmai a fost invitat de tovarășii săi de pahar la o băută. Hai că vin acum la bărbăși. Nu mai bă, frate, am zis să mă fac om de casă, nu merge cu asta. Închide telefonul acum și spui că nu mergi nicăieri. Stai cu mine. Nu să merge aici, cum să fie nebună. Așa. Are dreptate, doamne. Ăsta e omul care l-am eu. Ai prieten bun, Gabi? Foarte bun. Foarte bun. Și sunt mult mai importanți ca nevasta ta? Păi ce, dacă mă vezi cum mă sexual? Păi sunt prieten cât ai bani. Știe că ai bani în buzunar? Păi și de unde știi că am bani? Păi eu am văzut, Gabi. Ștefania continuă să țipe la Gabriel. E clar că bărbatului îi va sări țandăra curând. Gabi, explică și mie geamul de aici când ai de gând să-l pui. Bani ai, am văzut că ai. Când ai de gând să pui geamul de acolo? Te rog frumos, spune-mi și mie. Să dea și mine și mama, dacă nu ești pâine. Adică? Păi dă-i dracu jos, că te omor, mă dau, te dracu, dar aici. Dă-i dracu jos, ce te dore pe tine, fă să cine l-a spart gura, ăsta cine mă la? Cine l-a spart? L-a spart eu? Cine l-a spart, fă, păi l-a spart? Spart eu bun. Și pe ăsta cine? Și pe ăsta cine l-a spart? Nu tu, tu când ai venit cu prietenii tăi în casă și am venit să vă dau afară și tu ai dat, ai dat cu pumnul în ușă? O te-o dracu, dar nu-mi dai tu mie prietenii afară din casă. Nu te-o dracu, de ce dai, mă, spune? Te-o dracu acolo ce-am eu, că te-o mă spătea, cine să fii. Nu te, nu te, nu e mătii, dar aici. De ce dai, mă, mine? Spune că n-ai știut decât să dai în mine de nou. Nu te drept, dacă... Te omor, dar te... Mătii, dar aici. Ai pus tu geamuri. Pleacă de aici. Pleacă de aici, real. Dar cine a pus, mă, geamuri? Spune cine a pus. Cine... De câte ori ai fărmat, mă, geamurile, nenorocite? Păi n-ai pus și n-am pus eu, nu te drept, mătii, dar aici. Că eu le-am pus, tu le fărâm și eu le pun. Băga mea, dar să-mi bag până la urmă. Eu fac toate alea. O, du-te, dacă te omor, pleacă de aici. Pleacă, nu, pleacă de aici. N-a geamuri. Păi îți spun geamuri, fii arăt. Ce faci până la mine? Fii arăt, cu mărta care te-a făcut. Gabi. Gura, mătii, să... Scârbă împuțită ce ești. Da, o scârbă bine plătită. Mai vezi, bani. Mi-ai dat și mulți bani. N-ai să mai vezi nimic. N-ai fost în stare măcar o lingură, mă, să cum pe vrea a o lingură n-ai fost, n-am de umbrul în sânge acum. O, cum mă ta. Nu te legă de mamă. De ce? Tu nu te legă, tu nu te legă de mamă. Nu te legă, da aici. Să fii tu a cu de nenorocit. Gabi. Nu te legă cu mă, te da aici. E de tine, ăla-i bani și duci jumătă. Să nu te mai ai tu de mama, mă! Să nu te mai ai tu de mama, că mama te-a dat bani! Nenorocitule ce ești! Uite, în dreptul de aici! Uite, păi ce ești! Ia-ți astea de aici! Că n-aruncă astea! Că n-ai slugă, mă! N-ai slugă! Păi pot tu singură te fac slugă! Pentru asta, mătitu, ca să-ți bag toate astea la loc! Păi, când o să pleci, ești plășit! Plec când vreau eu. Am zis eu. Că e o glumă, dar să moară geama. Sunt, dar nu plec. Nu mă comand tu să plec când vrei tu, ai înțeles? De ce te deranjează faptul că sunt niște cărți pe masă? Dar nu sunt orice. Pentru că așa le las, asta nu-i nimic. Dar mă, în cărțile astea încă știi de existență și că a scăpat omăsată în prase. Păi asta nu-i nimic. Stefania, ce-ți place viața asta pe care o duci tu? Nu îmi place viața asta, normal. Nu-ți place? Nu-mi place, normal. Și ce-ai făcut ca să oprești lucrul ăsta? A făcut bă de***, ce-ai făcut ca să oprești? S-a făcut bă de***. Când au început discuțiile prima dată, am să zică și eu le strângeam, normal. Lăsam, el vorbea, evitam tot orice discuție. Dar am evitat o dată, de două ori, de nouă ori, la infinit. Cât să taci la ceea ce s-au reproșat? Mă luam la bătaie. Și dacă tăgeam și dacă făceam ceea ce îl spunea, tot eu eram mă, la oaia neagră, cum ar veni. Lucrurile nu s-au schimbat deloc și că de fapt am mințit atunci când... Da, și că sunt eu bărbatul ideal, domne. De asta? Bărbatul care nu bea, nu fumează, n-are o curvă, n-are să schimbe o cutare. Fă, mă vezi, Humphrey Bogart. Dar cine mă, explică-mi și mie, de la Iisus în coap, fără el. Cine mă, tine a avut o amantă, o poftim, o c***, că altfel nu nici. Deci, nivelul tău de cultură să fie la o c***. Deci, bunica mea a avut o amantă, tata a avut o amantă. Ce o chestiune de tradiție? Păi să mai prost. Aha. Și pe urmă să spun o chestie.
Într-o amantă, găsești ca în ce vrea un bărbat. Și ce vrea un bărbat? Poate în afară de faptul că vrea un sex adevărat. Ceea ce nu poți adică să faci cu soția. Adică satisfacție sexuală, așa cum nu primești acasă de la soție sau concubină. Evident. Da? Deci asta deci e nu poți să ceri soției niște probleme pe care le poți face la inter, la național, la... Mă rog. Așa cam și de la 1... Și nu obții? De la 1 la 10, cred că obțin cam până pe la 8. Cu ea. 7. Aha. Cu ea. Deci o amantă face cum vrei tu pentru că plătești. Oh my God. Da? Asta e ideea. Da. Și atunci te simți foarte stăpân pe ea? Trebuie să facă cum vrea. Am înțeles. Ceea ce nu se întâmplă... Păi nu se întâmplă că asta e obosită. Aha. Ba că e cu tare, ba că e cu copii, ba că fumează pe holuri, ba că se invectează în venă și face acolo pe m***. De ce, Gabi, minți că te-am refuzat eu? Spune-mi și mie, tu veneai după două zile acasă și te așezai în pas și te îndrăgeai cu spatele la mine și spuneai că ești obosit. Și azi așa, mâine așa, poimine așa, ce să înțeleg eu? Sau veneai beat și te puneai și... Și când mă așezam lângă tine, ce să mai fac, Gabi? Că nu mai erai bun de nimic. Da, și arunci pe mine că sunt eu obosită. Eu niciodată n-am spus că sunt obosită. I-am spus că îl iubesc de sute și mii de ori și el profită de lucrul ăsta. Atunci de ce acum nu mai plec? Acum, de când s-a apucat de băutură, e ceva de greu. Nu îmi deschide ușa, pentru că nu plec eu. Acolo, dacă vrei, poți pleca tu. Poți pleca tu. Nu e nicio problemă. Problema ta. Ceva mai târziu, Gabriel se răcorește din nou cu un păhărel. Consilierul de urgență încearcă să stabilească un dialog coerent cu el. Ce vă nemulțumește la ea? Că n-am înțeles. Pe ea am înțeles ce nemulțumește la dumneavoastră. Problema e în felul următor. Deci asta este camera ei. Așa. Când vine cu femei, cu fete. Asta e camera ei. Când vine cu fete, cu probleme, cu femei, cu la bichinetra, eu plec. Deci e absolut normal, nu pot să stau aici, da? Am înțeles. Când vin la mine prietenii mei. Așa. Eu mă duc în camera mea. Deci este toată casa ta. Să vine. Nu. Ba da, Gabi. Am pizat banii lor. Dacă nu mai frază un portofel, dacă nu-i dădeam cum consideram, poate n-ajungeam aici. De ce să fiu porc? E Dumnezeu spus, da. Adică unde furat, am pus, a cumpărat grese, a cumpărat faianță, a pus, o trecut de aici. Deci nu ia luață oamenii cu... Aia a pus în casă. Corect. Dar să nu înseamnă că e casă ei. Și te-a deranjat lucrul ăsta? M-a deranjat faptul că m-am băgat până în buzunar în cărciumă. Și-am băgat până în buzunar, am găsit și eu. Gabi, Ștefania, n-ar fi normal ca într-o casă de om să, dacă vrei să pui gresie, să pui faianță, să văruiești, să pui un lucru, să cumperi, să discuți lucrurile astea mai întâi. Te-am discutat cu el să facem în casă. Așa. Și a spus da. Mie îmi place să fac și în parc. Dar de două luni de zile stau așa. Ce să-i mai cer? Atunci mă apuc eu și fac eu. Consilierul de urgență încearcă să facă puțină ordine în această relație. Atunci când se ia o decizie, da? Trebuie să chiar să fim amândoi de acord. Da, să decizile și să deciziile le iau eu, pentru că eu sunt banca. Deci nu există decizie în comun. Mai rar. Deci pentru faptul că nu câștigă la fel de bine ca tine și pentru faptul că e într-un fel tolerată de tine aici, consider că tu trebuie să iei deciziile și nu ea, chiar după dacă ești un administrator mai puțin reușit în viziunea ei. Mm-hmm. Deci așa gândești. Da. 1.800.000. 1.500.000. Deci nu e problema voastră, așa? Și 500.000 prezervativele, Gabi. Prezervativele, 500.000, care ți le-am găsit de fiecare dată în buzunare. Din, complet. Da? Mai ai cumva vreun în buzunar? Păi dar nu trebuie să mă protejezi, păi, în culpi. Mai, păi nu, pentru mine n-ai garantit. Păi dar adică ce vrea tu, fă să crezi, dacă uite, ai plecat în spa... Uite, Gabi, pentru ce folosești astea? Explică-mi, cu mine nu folosești, Gabi, pentru mine... Pentru că să nu fac sida. Ești obosit, Gabi. Ești obosit. Păi, când vii acasă, ești obosit. Păi da? Îmi pare rău că n-am ținut toate lucrurile care mi le-ai rupt și te-ai bătut joc de mine în stradă. În stradă. Adu-ți aminte când veneam de la serviciu și ai venit și mai obosit cu bătaia. N-am făcut-o. Eram n-ai făcut-o. Nu, dar mi-era rușine că veneam așa, repet. Acasă, Gabi. Păi și erai gelos pe ea. Deci eu nu ți-am dat motive niciodată, Gabi, să fii gelos pe mine. Niciodată. Nu sunt gelos, poate iubesc. Să se pută să procreeze, ca poate să nu-i celui, să mânțesc că ea nu. Am înțeles. De ce ți aparține? Ea a mea. Poate doar să-și permite și ea. Deja m-a alungat. Bă, dă-te,
Adică deja... De ce dai, mă, mine? Păi, mă, ține cu privirea. Nu te recu, dă-i. La tine, treabă. Ține și așa cu privirea. Tu te recu, mă, te dai. Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea, mă. Ești fericit în relația asta, Gabi? Mă, nu știu dacă ești fericit sau nu. Să mă sunt fericit, domn. Ești fericit? Da. Îți convine așa cum decurge. Deci nu condam că firar, condam că firar, baga, boantă, nu condam, două drecu, de aici, ce mă trebuie. Plăcă pucă, cu tu ce-a făcut, morți, de ce o lovești? De ce o lovești? O femeie curva așa ți-a spus, ce mă firar, să fii de idiot. Așa, păi, te bag un pic, te... Doamne, mă, nenorocitule, că așa meriți tu. Mă simt tu așa bine când vin. Să-i mai dai una. Da, așa, ca o zreanță care este zreanță, dă-i nevosta mea. Înțelegi? Te simți... Și după ce eu trag, mă răcoresc. Te simți stăpân pe ei. Da, cum? Pentru că tu când îmi... Stai să mă răbat. Ponico, nu mă scoate din sărită, că să mă rămâi cu să-mi te pună unde să fac cine cu măricuța mea. Ți-ai mai luat-o odată cu asta? Păi ea nu are nici în relație. Poate de ce vrei să continui? Asta nu înseamnă că e un obicei de câte ori vezi, Doamne, vin, o iau la omul, o drept. Dar de ce mi-ai spus de fiecare dată, Gabi, de fiecare dată când ai venit beat, de fiecare dată m-ai bătut? De fiecare dată, pentru că niciodată n-ai venit acasă beat singur. Ți-ai adus prietenii. De ce dai, mă, mie? Păi, mă, să nu singur. Păi, drecu, acolo, că te bat mâna în priză aia. Vezi că mai vreau să fie o priză în casa. Te ești, mă, nenorocitule, niciodată mi-ai dat, mă. Da, cu tot priză îți faci față. Când aproape mine de nu te bag cu mâna în priză aici. Te bag, ia mă și bagă-te și mor, mă, nenorocitule. Na, ia și mor tu, că nu ești din stare nici măcar o priză, mă, să faci. Sunt aproape mine. Nici măcar aia nu știi. Măi, nenorocită, mă. N-ai știut decât să vii să mă bați în casă. Pentru ce faci toate lucrurile astea? Ce motive ți-am dat eu ție? Nu ți-am dat niciun motiv să fii gelos pe mine. Nu ți-am dat motiv că n-am întârziat niciodată de acasă. De ce ai zis că bați? Păi de unde știu că nu întârzi de acasă? De ce nu te duci să-ți bați după stradă și să vii acasă, om de casă? Prepară, le fuți, măi, freu, cum să fac curimii după stradă? Le ai spus că o iubești. Are, și de asta o bați pentru că o iubești. Păi ce o bați o mor. Mă dai de îndrăgă să se simte care e bărbat are stăpân. Deci bărbatul care își iubește femeia trebuie să o bată ca să se simtă femeia căsătorită. Sau cum? Doamne, deci între bătaie și maltratare. Între bătaie și maltratare e o diferență așa. Deci nu maltratez. Unde e diferența asta? De ce mi-ți mă că mi-ai rupt coastele și m-ai băgat în spital și nici măcar n-ai venit să-mi deschizi ușa să vezi cum mă simt? Nu se vede fâine, fâine. Și m-am dus și am spus la servici și peste tot am spus că am căzut și m-am rupt bine simțitule. Nu vezi să-mi vei crezut nimeni. Cum nu m-a crezut? Păi nu m-a crezut că tu ești un cretin, mă, un cretin ești. Ala. Păi nu mă rea, ți-ntr-o costă de aia în plămâni și rea să fii, bă, că s-a învântat un mor. Hai să ne liniștim un pic, Ștefania, da? Hai. Că ești foarte, foarte supărată și am văzut că de supărare nici nu te mai poți controla și sari cu pumnul la el și atunci nu faci decât să-l provoci și să, cum să spun, să suferi totul până la urmă. O femeie frumoasă dacă nu e bătută, nu e iubit. De fapt, de fiecare dată când o lovești, îi faci o demonstrație de iubire, să înțeleg. Exact. Gabriel vorbește cu seninătate despre bătăile pe care îi le aplică Ștefaniei. De ce consider că o femeie e fericită atunci când e bătută? Mama ta să înțeleg că dacă n-a fost bătută de tatăl tău, a fost nefericită? Păi îi dau bătăie lui asta. Da, așa. Păi îi dau bătăie lui asta. Deci de câte ori vin acasă, îi dau bătăie. În primul rând, îi dau bătăie, după îi dau bani. Asta mi-ai spus. Și după aia, asta ca să se simtă iubită. Nu vreau să fiu nesimțit. Da, ca deci bătaia, banii și sexul. Asta ca să se simtă iubită. Deci nu mai suport, domnule. Nu mai suport pe Ștefania. Nu, când o bat, mă răcoresc, gata, o iubesc. Deci am stres. Să ne pot rămâne. Dar nu te-i face să moară cea mai scump. În 5 ani de zile, spuneai, ai fost? Spitalizată de... Da, scăparea bună, nu le mai spui. De multe ori. De câte ori? De 7 ori. Adică mai mult de o dată pe an. Spitalizată din pricina bătăilor. Bătăilor, da. Da, asta înseamnă că au mai fost bătăi care nu te-au aruncat în spital. Nu. Te-ai gândit să duci undeva la o sală de sport dacă simți nevoia să te răcorești? Tu ai adunat așa ceva frustrare în tine, mânie, și simți nevoia să te eliberezi de această mânie pe care o ai, da? De furia pe care ai acumulat-o. Te-ai gândit să te duci la o sală și de pildă să lovești într-un sac de box sau o transformi pe ea într-un sac de box? Pentru că s-ar putea într-o zi ca să o lovești
în așa măsură încât să simți prevederea aceea din codul penal foarte aproape de tine. Da? Se poate numi vătămare corporală gravă, omor prin imprudență. Și ce se întâmplă? Nu mai bun e un sac de box la sală? Pe Gabriel nu pare să-l sperie nimic, nici măcar legea, mai ales că băutura îi dă curaj. Violența lui nu poate fi stopată decât de Ștefania. Din păcate, deocamdată, femeia stă și îndură. De foarte multe ori femeile renunță la foarte multe, crezând că lucrurile vor merge bine. Și, de fapt, atunci când renunți la din ce în ce mai multe lucruri, începi să renunți la demnitatea ta, puțin câte puțin. Și atunci cum să mai fii respectată? Să vedem dacă Ștefania a înțeles mesajul primit de la consilierul de urgență. Nu mănânci cu mine? Nu, că nu pot. Poți să-mi drăguț. Păi mine îmi vine lăștin. Spate-mi așa cu ce cumpărinte. Uite, Gabi, ți-am adus asta, că tu, de fapt, mănânci salata asta cu orice. Mm-hmm. Iar mă jignești? Nu, de ce te jignesc? Chiar te servesc la masă. Deci am invitat la masă și vreau să mănânc. Păi nu pot, Gabi, să mănânc. Cum să mănânc cu tine? Cum aș putea să mănânc cu tine? Ți-am spus că nu mi-este foame, nu pot să mănânc. Mâncățești atât. De ce vrei să-mi demonstrezi tu? Că mai prefer mai mult să mănânci cu cățelul decât cu mine. Păi zice tata aici și apără, mănâncă-l dar am să facem discriminare aici. Cu tu, tata. Și de alt prefer mai mult pe el decât pe mine? Spune când dai un mișpriț. Da, Gabi, îți dau. Te servesc, că ai mâncat. Acesta este șprițul tău. Mulțumesc, mă. Să fie de bine. Suntem certați și nu pot să mănâncă. Nu pot să-mi zic. Asta ai văzut-o în Egipt. Da, că eu n-aveam nicio vină. Nu încercați să înțelegeți comportamentul lui Gabriel. Omul a simțit că trebuie să azvârle paharul și l-a azvârlit. De ce faci? Respect. Dar de ce faci așa, Gabi? Îți fac toate dorințele și tu-ți bagi joc de mine. Asta era vin. Ce vin aveam să tot neapăși pe mine? Nu cer scuze. Până la bună de ajuns. Să mă arăt ce am mai semnat. Nu cer scuze. Până la bună de... Pune mâna și ștergi. Îți place ce-ai făcut? Pleacă să moară, măicuța mea. Pleacă! Pleacă! Pleacă, du-te, dracu! Dă-i drumul la tine în camera. Dar ce ți-am făcut, mă? Du-te, dracu! Ce ți-am făcut, mă, nenorocit? Firia, să fie vină pe-o. Vină pe-o. Ei, rog, că nu m-am mai înțeles. Vină pe-o. Rumâna, firia, să fie nenorocit. Poate vezi că și fone să ai nili. Hai să pui mâna, să recat. Dar ce ți-am făcut, mă, nenorocit? Nu meriți, mă, să-ți dau sare în ochi, firia, să fii de jandră, p***. Bravo, să-ți dau asta și măi. Mama mea. Am să plec, ascultă ce spun eu, că n-am să mai stau 5 minute cu tine. Când pleci? Ștefania plânge și se retrage în dormitor. Sunt lacrimile unei femei ajunse în pragul disperării. Consilierul de urgență o ajută să-și limpezească gândurile. Te-ai gândit unde ai vrea să pleci? Nu m-am gândit, dar nici nu mă mai gândesc. Te-ai gândit că există asociații pentru femeile care sunt victime ale violenței? M-am gândit că sunt adăposturi unde ai putea să mergi? Atitudinea față de el? Da, dacă ar fi nevoie, mi-a schimbat-o. Deci ajung la despărțire, că nu se mai poate continua așa. Deci nu mai pot, nu mai rezist. Te-a ținut ceva în loc. Hai să privim cu sinceritate către noi înșine. De fapt, ți-a fost frică să pleci. Ți-a fost frică de această schimbare. Da, este adevărat. Ți-e frică ca la 40 de ani, ce? Nu vei mai avea pe nimeni. Nu vei mai găsi pe nimeni. De asta ți-e frică, nu-i așa? Asta e unul din visele cele mai urâte ale oricărei femei. Singurătate, frica de singurătate. Și atunci, din cauza acestei spaime, da? Suntem în stare să acceptăm asemenea situații. Merită oare? Cu siguranță nu merită. Însă, până acum, Ștefania a fost prinsă în această capcană și a lăsat întotdeauna de la ea. Chiar și când Gabriel i-a oferit șansa să meargă la o facultate, ea a preferat să stea în banca ei. Să înțeleg că pentru tine mult mai important decât facultatea e să repari toaleta în casă. Da, pentru că să existe mult mai multe discuții în momentul când el m-a trimis la o facultate. O să fie mult mai gelos pentru că acolo nu să fie numai la facultatea numai femei și o să fie reproșuri foarte multe și bătăi foarte multe și deja l-am săturat. Și consider că e mult mai important să facem ce trebuie în casă decât să merg la o facultate.
Asta ar fi ceea ce ți-ai dorit tu. Ce mi-aș dori eu, da. Crezi că te-ar respecta mai mult dacă ai avea o facultate? Nu cred. Nu contează facultatea pentru el. Dar pentru tine ce contează cel mai mult? Sau ce-ar conta cel mai mult? În primul și în primul rând trebuie să fie înțelegerea între noi. Uh-huh. Înțelegându-ne noi și comunicând și stând și să fim de acord să facem, atunci automat că stăm de vorbă și ne aranjăm. Trebuie să cumpărăm împreună acest lucru. Deci pentru tine ar fi foarte important să facă în casă ceea ce consider că e foarte important, adică da. Amenajarea casei. Amenajarea casei, da. Da. Și de ce amenajarea casei e atât de importantă pentru tine? Pentru că aici locuim. Discuțiile despre aspectul casei continuă în bucătărie. Amenajarea cuibului înseamnă, în general, pentru o femeie, dacă vrei să traducem limbajul ăsta simbolic, nevoia de stabilitate, nevoia de siguranță. Cel mai important lucru pentru tine, tu-l vezi amenajarea acestei case, da? Tu-l vezi ca fiind amenajarea acestei case, când de fapt această casă nu e casa ta. Îți dai seama că nu e corect față de tine, cum gândești? Că tu nu ții cu tine? Și vă dați seama după mormântare la... Că tu-ți dorești ceva ce pentru viața ta nu are niciun fel de importanță. Așa este. Iar el se gândea mai devreme să faci o facultate. Să faci o facultate, indiferent care sunt motivele care îl animă pe el să te trimită la facultate, să te țină într-o facultate. Reprezintă o investiție, totuși, în viitorul tău. Iar tu ce ai spus mai devreme? Da, am spus că aș prefera să... Să repar WC-ul. Reparăm în casă, da. Decât să merg mai departe, pentru că o să existe mult mai multe discuții. Eu asta încerc să-ți am spus că tu nu te gândești la tine, de da, fapt. Da, într-adevăr, nu m-am gândit niciodată la mine. Nu te gândești la binele tău și nu te gândești la, cum să spun, ce se va întâmpla de azi și până în 3 ani. Trezită parcă de cuvintele Irinei, Ștefania conștientizează gravitatea situației și decide că e momentul să-și ia destinul în mâini. Gabi? Da. Vezi că eu am hotărât să plec. Îmi strâng bagajul și plec. Deci nu mai pot sta cu tine. Acum. Te cuvânt, nu? Dacă eu îți spun. Păi, stai un pic. Familia m-a întrebat. Păi, nu știu. Nu te mai suport, Gabi. Hai, lasă un pic mai târziu un corp. Nu, acum mă duc să ne strâng. Ce vrei, Gabi? Nu strâng eu nimic, că nu sunt eu Iisus. Spune-mi, ți-am spus că m-am hotărât să plec. Ștefania începe să-și strângă lucrurile, dar Gabriel continuă să o ironizeze. Păi fii atent aici. Deci nu pot să mai... Nu pot să mai rămân lângă tine, Gabi. Te rog frumos, până una altă fă mie bagaj. Nu crezi că ar putea să plece? N-ar putea să plece, n-ar avea unde să meargă, nu-i așa? Ba da! Și atunci de ce nu? Păi am dat afară de-n casă, eu! Îți spune că mă fac un băiat de treabă de casă. Tu poți să te schimbi? Păi mă schimb în fiecare zi. Păi de nu, rău, de trei ori, de caracter. Zi, de necesită. A, de care caracter? Păi caracterul se însușește. Deja ți-am permis să-mi spui Gabi. Unde are că te duci pe la Crevedie? Și de unde știi tu că mă duc la Crevedia? Păi încolo, găsești tu, pentru toată lumea e un loc sub soare, deocamdată soarele tău e aici. Gabi, eu totuși plec. Stai un pic, să rezolvăm o problemă și pleci pe la 5. Dacă eu îți spun că plec, păi, nu mai stau. Deci nu mai stau, Gabi, nu are rost să mai stau cu tine. E păcat atâta muncă în stradă, uite. Oricum ai să le pui înapoi. De unde ești atât de sigur? Aici ai venit când am vrut eu și să plec eu vreau eu. Ia fă tot corpul ăsta. Mă, ți închiriez un taxi, să vezi, eu mă rog cu ce ței. O mănânc pe toată, că e clar. Tu ai avut de ales, ți-am dat de ales între prieteni, băutură și mine. Hmm? Ai ales prietenii și băutura, eu nu mai pot să stau cu tine. Deci n-are rost, pentru ce să mai stau? Da. Că nu e hotărât de așa, de stau cu sus. Deci tu ai vrut, nu mă poți face vinovată pe mine. Pune dracu ăla înapoi acolo. Că pleci la dracu să ia pe desi, ți le tai pe toate acum. Hai să te rezolvi bine și Gabi. Dragu ăla, dai, unde dracu pleci, că e soare afară, îți face rău la cap. N-are nimic, Gabi. Mânca tine și nu vine să te... Câtă putere de muncă ai, te dracu și fă curățenie acolo. Să nu crezi că dacă plec de la tine, capitulează termenii înțelegerii. Consider că poți să faci lucrul ăsta, rămân cu tine. Nu poți, nu mai rămân, Gabi. Nu mai pot. Hai. Și bătaia, în primul rând, bătaia. Hai, bătaia. Bate. Deci nu, Gabi, nu mai suport bătaia, m-am săturat. Dacă tu consideri că poți să faci toate lucrurile astea, să le dai la o parte și să fii omul care l-am avut în urmă cu 10 ani, mă vei avea lângă tine. Dacă nu, sunt hotărâtă să plec.
Deci tu nu mai accepti violența fizică? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Violența verbală? Nici verbală. Am înțeles. Nu. Bețiile, pierdutul timpului cu prietenii, da. Și secretele. Și secretele, da. Iar tu nu ai altă pretenție de la ea, să înțeleg, decât să nu umble aiurea, să ai tu control asupra locului în care ea se află. Sunt de acord cu ce mi-ai spus, mi-ai cerut vreo 5-6 până acum, mi-ai cerut unul singur. Asta care e. Și să accept serviciul care l-am. Nu, dacă omul vrea să facă ceva și să schimbe ceva și să păsteze relația, va face. Dacă nu, nu va face. E limpede. Și tu i-ai dat un termen, da? Spunând că dacă nu vezi schimbarea asta la el, vei pleca. Încurajată de consilierul de urgență, Ștefania a făcut o mică revoluție în casă. Să vedem dacă Gabriel își va respecta angajamentele. Ce trebuie să vă cuite? Ce ai luat acum? Sunt pastile de mele. Ia mâna, dă în coace asta. Ce ai făcut la picior? E un accident de serviciu, seară nefericit. Ai sărit cumva gardul la vreuna? Păi era încet. Păi spune-mi și mie, cum ai reușit? Ce-ai făcut cu minte? Cum ai reușit să-ți rupi piciorul? Am sărit gardul la Ești mulțumită, da. Ai sărit gardul la da? M-a prins bărbatul în casă și am sărit în m***a de la etajul 4. Tu mi-ai promis că te vei face om. Cum îmi dovedești tu mie că vii cu piciorul rupt, pleci la muncă și vii cu piciorul rupt? Auzi, păi. Ce vrei, mă? Eu te trec în m***a de aici până la ziua de aici. Păi de ce arunci cu ăsta în mine? Mi-ai făcut o promisiune. Acum te vei ridica din pat. Uite, mea, să mai fac promisiune, nu-ți mai fac nicio promisiune. Și vii și m-a ajuns la treabă. Să vedem dacă se întâmplă schimbarea pe care tu ai spus-o. Ai văzut ce schimbări să-ți facă acum. Hai, strânge mizeria care ai făcut-o, Gabi, că tu ai făcut-o singur. Vezi că ai călcat în camera mea, ți-am spus să stai acolo. Se pare că această nouă zi n-a început cu dreptul pentru cei doi parteneri. Cel puțin nu cu dreptul lui Gabriel. Între timp sosește și consilierul de urgență. Deschide ușa, vezi că cineva bate la ușă. Bună ziua. Sărmână. Bună ziua. Ce s-a întâmplat? Ce ați pățit la picior? Aveți bandaj? O problemă, da, da. O problemă, că nu se ține de promisiuni. Ați căzut? Ați... Da. O fi sărit gardul la cineva, bănuiesc. Da, sărit gardul la... Că nu poți să mi-a el nu mai atunci bine cu piciorul. Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat. Gabriel o amenință din nou pe Ștefania. Am făcut o promisiune, oricum ți-o urc bătaie. Pentru că tu plin făcut la... Deci nu, auzi, Gabi, ascultă ce spun eu. Păi ai zis că ești o fată de fată. Ascultă ce spun eu, tu niciodată nu te-ai ținut promisiune. Te rog frumos să mă ajuți la treabă, pentru că mi-ai promis. Negocierea a căzut, să înțeleg. Păi a căzut, da. A căzut, păi nu vezi cum s-a comportat. A căzut pentru că așa a vrut el. Gabriel ține morții și să analizeze medicamentele Ștefaniei. Ce p*** este? Te rog frumos să-mi lași pastile de acolo. Și nu mi-a aruncat tu mie pastilele. Atenție. Ia, dai, ia, să schivați. Ce ați apărut? Din cauza ta ajuns în halul ăsta. Vai. Te rog frumos să strângi. Și vin, este cu situația, dar așa se procedează? Ca în fiecare zi, Gabriel vorbește la telefon cu tovarășii de pahar. Domnule dragă, este foarte adevărat, deci... Bine, nu vă întrebez unde știți voi treburile astea, dar mă rog, am încălicat pungar și am căzut și mi-am rupt piciorul. Care e problema? Atât Gabi, te rog frumos, închide telefonul. Au început telefoanele să sune? Uite, bă, ce femeie am. Păi da, uite. Închide telefonul, deci te rog frumos să închizi telefonul. Deci trebuie să pentru că telefonul meu nu sună când sunt acasă. Da. Pentru că nu are voie să sună. Eu, vrei să dai cu el de pământ ca să sar pe geamul, mai te dai cu de aici. De ce ții cu tot din adinsul să-și închide telefonul și să nu mai vorbească acasă? Păi te pe sunat colegii de serviciu, sunat pentru că de câte ori vine acasă, el, dacă sună telefonul o singură dată, pleacă la băutură, ori vin ei aici când sunt eu, nu vin, că sunt eu, da. Așa? Vai. Când sunt la servici, vai, îi aduce aici când nu... Și din nou se ajunge la lovituri. Se pare că Gabriel e dependent de violență, alcool și prieteni. Tu, sincer, Gabi, o să poți să renunți la prieteni? Nu. Never! Oh, nu mă speria. Nu, niciodată, pentru că îl cunosc. Tu ai cerut un lucru
care știi că nu poate fi realizat și el ți-a cerut ție ieri un lucru să vii direct de la muncă acasă și să nu mai ieși așa, ți-a limitat timpul în afara casei, ceea ce iarăși este imposibil. Voi vreți să vă puneți cumva în lanțuri unul pe celălalt. Uite, reacția ta, eu am rămas foarte surprinsă când am văzut că ai ridicat mâna asupra lui. M-a dus într-o situație că nu mai pot, trebuie să mă apăr. Simt nevoia să mă apăr. Sau simți nevoia să lovești. Și să lovesc în același timp. Păi problema e alta. Din cel agresat, din victimă, da, te poți transforma tu la rândul tău într-un agresor. Agresor, da. Și mai mult decât atitudinea asta a ta cere, practic, în ghilimele, da, o nouă agresiune din partea lui. Va interveni și mai brutal. Deci nu asta e soluția. Voi nu conviețuiți, voi vă luptați pentru putere în această casă. Înțelegi? Relația voastră nu, practic nu mai e o relație. Vă chinuiți reciproc. Ce-am observat? Uite, lui s-a întâmplat o chestie neprevăzută, da? Un accident și a luxat piciorul. Știind multe că nu o să spună multe adevărul, da, despre piciorul lui, pentru multe că a avut secretomanie, a insistat. A insistat în loc să-i spui cu ce te pot ajuta. Ai dureri. Deci, adică să-i arăți un pic de bunăvoință, de înțelegere, chiar dacă el, să spunem, și-ar fi rupt piciorul la femeie. Cum pot să spun că un om și-a luxat piciorul unde și l-o fi luxat și eu să zic, Gabi, ce bine că ai venit acasă, Doamne, dar unde s-a întâmplat lucrul ăsta? Să-ți spun că cineva care ține la o persoană, da? E deranjată, deranjată, suferă dacă îl vede pe celălalt în suferință. Ori pe tine știi ce te interesează cel mai tare? Nu pentru faptul că și-a luxat piciorul, ci unde și l-a luxat. De fapt, pe tine te interesează persoana ta aici. Așa, da? Singur de nebun la trei noapte. Te-a deranjat lucrul ăsta pentru că l-ai luat drept o altă insultă adusă ție, da? Nici o secundă nu te-ai gândit, băi, și l-o fi luxat că s-a împiedicat, asta e, și eu pot să-mi luxez alunecând pe scări sau făcând altceva. Ai pus din start înainte, cum să spun, răul. Și n-ai arătat nici într-un mod, hai să spun așa, înțelegere ca pentru cineva care e afectat. Și atunci, cum vrei el să-ți arate ție înțelegere pentru problemele tale? Consilierul de urgență încearcă să stabilească un dialog civilizat cu Gabriel. Eu te înțeleg, ți-ai luxat piciorul, putea să fie și mai rău, puteai să ți-l fracturezi. Accidente se pot întâmpla oricând, oriunde. Tu cum ai fi putut reacționa atunci când te-a întrebat ce ai pățit? În loc de toată, cum să spun, șarada asta, da, am fost nu știu unde, da, am sărit pârleazul, da, am făcut nu știu ce. Cum ai fi putut reacționa? Aș fi putut să reacționez mai violent ca în durerea la sănătatea Dumnezeu. Deci puteai să fii și mai rău. Cu ceasul, deci. Am înțeles. Deci tu consideri că ai reacționat picior, foarte bine. Știi care e treaba? Vrei să mă ajuți la treaba în casă? Bine. Nu, eu îmi văd de treaba mea, pentru că așa trebuie. Da, știi ce? E curios, Gabi, eu nu contez faptul că tu o iubești, înțelegi? Da. Pe mine ce mă intrigă e cum îi arăți tu că o iubești. Cum îi arăți că o iubești? Ce trebuie să mai arăți? Păi arăt că o iubesc, că nu sunt toate de desubturi, pentru că suferă cu ceasul și dacă ea spune și ce nu știe, adică s-a dus el dracului. Cum necum, tot la bătaie se ajunge. Mama tremur, Doamne. Să moră cea mai scumpă într-o bătaie, acum, cum spui, Vasile, arată o bătaie. Ce să-ți povestesc? Cred că altă soluție nu există, Gabi. Ce soluție, bă? Taia de educație e ruptă de la bătaie, ruptă din rai. Gabi, dacă ai bătut-o și ai văzut că nu merge, de ce să o bați în continuare? Tu spui că ea nu se dă pe brazdă pentru că îi place să mănânce bătaie. Problema e dacă ea îi place tratamentul, îi place. A. Zic că nu-i femeie, place. Deci ceva. Îl aplici pentru că probabil îi place. Nu. Dar și de ce îi place? Nu. Păi spune-o, da, la banuțul mic lor. Păi eu... Câți bani mi-ai dat tu, mă, mie? Câți bani mi-ai dat tu, că banii tăi merg la rate? Ți-am mai explicat. Eu plec. Am înțeles. Bun. Mai bine peste săptămână, profesor. Mai stau la o bătaie, mai am niște bani, da? Gabriel și-a prezentat din nou faimoasele teorii despre femei. Să vedem ce părere are Ștefania. Uite, asta e ceea ce spune el, da? Tu de ce stai? El spune că pentru asta stai, că de fapt suporți bătaia, că ți se pare un mic preț pentru banii pe care ți-i dă. Da? E adevărat ce spune? Nu, este o minciună. Nu. De ce stau pentru banii lui? Pentru că am un salariu și zbor. Așa. Am înțeles. De ce stai? Stau pentru că îl iubesc și am sperat
pe zi ce trece, am stând de vorbă, încercând să stau de vorbă cu el, să văd o schimbare. Mm-hmm. Și n-ai văzut. Și nu am văzut. Stefania, de fapt, vreau să te întreb cât continui să speri. Ai sperat 5 ani că se schimbă, da? Primii 5 ani au fost minunați, după care s-a schimbat. 5 ani de zile ai tot sperat să se întoarcă omul acela minunat, de unde a plecat, cine știe unde, în persoana acestui bărbat pe care tu nu-l mai recunoști, da. Înțelegi? Și nu s-a întâmplat nimic. O să-mi urmez ceea ce, am ce eu mi-am propus. Deci condițiile. Nu se face om, am să plec. Ștefania amenință din nou cu plecarea. Asta îl scoate din minți pe Gabriel. Ceea ce urmează este incredibil. Câștigi altă? Tine! Stai! 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 De ce dai mă spune? Stai! Gabi, lasă! Hai, cine să fie asta și... Gabi, lasă-o! Nu vrei soluții? Tine! Gabi, oprește-te! Soluții! De ce dai mă spune? Gabi, oprește-te! Morții, să asta-i... Ba, asta... Soluții, crea... Gabi, lasă-o, ca să o... Gabi, lasă-o! Fă, cine-i stăpânul tău? Fă seama, cine-i stăpânul tău? Dumnezeu! Dumnezeu? Da! Gabi... Nu, te rog, nu mai lovi, te rog! Să-mi bag! Ți-a ieșit din fir, hai să ne calmăm, că-ți faci și ție rău, te poți lovi mai tare, da? Un astfel de individ nu se poate numi om, ci mai degrabă monstru. E greu de spus cum cineva poate să tolereze un asemenea tratament din partea partenerului de viață. Consilierul de urgență încearcă să aline suferința Ștefaniei. Hai să vedem să umpli sifoane, să fie asta și nu e, dar nu seama la securitatea. Hai că ți-a râsut. Sunt convinsă. A tot stat, ai continuat să-l provoci pentru că s-a arătat calm. De fapt, el acum l-a frustrare în el, să știi. Și până la urmă a izbucnit. Când se părea că situația s-a liniștit, Gabriel se înfurie din nou. Scenele șocante se reiau în toaletă. Fă, pleacă de-n calea mea, bă, gămea și p***a. Fă, da, pepe, pleacă, bă, morți. În gura ta, scoata, da și mâine, crea, să fii, po, doar tu, motii, da, da, gura, să spui mor, ți piciorul, morții, mă, ca, da, tu, mă, tu, mă, dracu, motii, da, ești, du-te, dracu, da, ești, ești, Aici, e lângă mine. Nu, te rog, hai să ne liniștim un pic, să nu iasă ceva urât. Păi, băi, și-o dacă ăștia? Bă, domnul... Hai, pleacă. Părții, mătii, să-ți... Așa să stai. Așa să nu mai te miște. Păi să nu te mai miște. Păi să nu te mai miște, ai înțeles? Sănătă lumea să mănânci, mâncați al pământ, le-a dat la câini. La cățel îi dai eu ce vrea, ce dai tu. Păi te vin la tata, mă. Hai să dea tata, mă, uță. Vrea să mânce la câini? Bă, gă mea și mânca tu. Aulă, doamnă, tu i-am urât să dea mine și mor mami și mor. Bă, auzi, făi, doamnă. Am voie să stăci eu pe acolo, pe scaun. Îmi dai voie să stăci eu pe acolo, pe scaun. Stai. Mulțumesc, mă. Auzi, făi. Te rog, nu mai bate, Gabi, te rog. Te rog mult. Hai, că ai bătut-o destul. Eu cred că o repriză e de ajuns, s-a învățat, ce-a avut de învățat. Înseamnă da. Că ce e mai târziu. Mai dai o pauză, te rog. Să nu zic că sunt un bărbat educat. Da. Hai, dai o pauză, te rog.
Te rog. Odihnește-te un pic așa. Așa, o lași să odihnească. Adunci-ne, te rog frumos, o țigară. Nu prea mult. Nu prea mult. Te rog mult. Hai să mă odihnesc și eu, te rog mult. Da? Te rog. O fac pentru tine. Mulțumesc. O fac pentru tine, reține aspectul ăsta. Să nu mă vadă și dacă o să râdă de mine. Nu, ok. Bine. Oricum, ce iei? Bine. Să iei cursuleți. Bine. Lănțel. Uite, lănțel. Te duc eu în spirit revoluționar. Mai vreau niște acolo. Vin la tatăl, nu cu tine, tatăl. Luați iPhone-urile astea, două m***e. M-ai terorizat și spune și că îți trebuie să ați speria să fac spumea, doamnă. Stai, vin la tatăl. Ce-i? Vin la tatăl. Pensa-i casat, mă, fețe-i și ce ochi frumoși ai. Hai că facem o pauză. Ce trebuie cu că dă nu mă mor să dă greșit. Altele mele sunt la el. Nu pot să plec fără altele. La el nu știu. Și ce unde și mi l-a luat și buletin și tot. Declar mi-l tot. Am mai declarat odată și am plășit o grămadă de bani, m-a plimbat. Eu nu mai am acolo la Crevedia pe ce dată de asta să-mi iau, trebuie să mai ia cineva în spate. Acum nu te lasă fără. Ai certificatul de naștere? Nu, este la el. Toate altele, da. Și de asta ți-e frică să pleci? Da. Să apuc să mi le iau. Că dacă el pleacă, eu să... O să pleci. Crede-mă, hai să mergem la adăpost. Crede-mă. Nu mai pot să-l liniștească, o să ies, o să... Nu o să se nu o să se liniștească. Se poate întâmpla ceva foarte dramatic. Dă-ne încolo de asta. Crede-mă. Se poate rezolva. Femeie, gândește logic. Ce-i cu tine? Tu nu-ți dai seama că nu se mai poate face nimic? Tu nu-ți dai seama? Nu te-ai lămurit? Nu lămurit, dar nu plec fără alte. Fără lucruri plec, dar fără alte nu plec. Dar lasă-le la boala de acte astea, se pot face. Aranjăm să le facem. Vorbim. E un caz de forță majoră, crede-mă. Ce Dumnezeu! Ștefania e traumatizată. Pare incapabilă să se rupă de acest monstru. În loc să-l părăsească pentru totdeauna, femeia îi îngrijește piciorul cu care a lovit-o. Oare cine o poate înțelege? Vă mănâncă, zici că sunt curici. Bă, vă mâncă să-i știți asta acum. Mai băgă mai așa. Păi nu pot, n-am cum să bag degetul acolo. Bă, fă că nu mă dure, tu ești nebună, bă. Aha. Așa vă zic. Hai să vezi cum s-a făcut, uite. Păi așa dacă poți. Păi nu pot să-ți bag acolo. Așa, fată. Vai, 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 ce bine este. Vai, 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 vai. De ce mă îndrăgă la așa ai? Vezi? Bă, mersi să rămân. Deci se poate, nu? Să mai lăsăm unul de la celălalt. Uf, pune și mie perna asta, să mai stau așa 5 minute. Da. Te simți mai bine, Gabi? Normal. Te simți mai bine. Cum? Îmi spuneai ieri ceva foarte interesant, că tatăl tău a lovit-o odată pe mama ta și de atunci ai simțit așa că... Că n-a fost meritată. Absolut că n-a fost. Te-a durut sufletul. Rău. Băiat. M-a marcat, deci pot să spun că m-a marcat pe viață. Te-a marcat pe viață. Absolut normal. Nu te-ai putea gândi că ai putea să faci un bine nu mamei tale, că nu mai poți să-l faci, dar memoriei ei. Tratând pe femeia din viața ta așa cum te-ai fi dorit ca mama ta să fie tratată de tatăl tău? Doamna Irina, deci ca orice om o și în oglindă. Deci toate problemele astea pot fi reflectate și în starea bună a lucrurilor. Nu pot să-mi pare rău ceea ce fac, dar îmi realizez probabil cum este prea târziu, că era chiar să fie prea târziu, chiar să o pierd pe femeia asta. Mama ta... că nu regret și nu-mi pare rău ce fac, dar nu o să se mai întâmple. Gabi, mama ta... să fac și lucruri bune. Sunt convinsă, Gabi. Știi ce se întâmplă nu de fapt? Nu sunt un nenorocit. Tu în copilărie ai învățat un tip de comportament. Exact. Pe care ai ajuns să-l reproduci de-abia la maturitate. Ca să o răspund pe maică mea. Ca să o răspund pe maică ta. Pentru mine. Pe de parte, pe de altă parte, asta e tot ceea ce știi să faci, că așa ai văzut că face un bărbat. Practic ești victima
unui model pe care l-ai învățat în copilărie fără să ți-l fi dorit. Cred că asta este, exact. Exact. Și da, ești într-un cerc din care nu poți să ieși. Putem în mod conștient, voit, să spunem stop. Nu vreau să continui acest lucru. Vreau să trăiesc altfel. Vreau să trăiesc bine. Pe tine te irită foarte tare și am remarcat lucrul ăsta atunci când Fănica ridică tonul. Atunci când începe cu reproșurile. Da, doamna Irina, așa este. Asta se vede. Da. Și dacă ea s-ar purta mai frumos, dacă ea ar vorbi mai calm cu tine, da, dacă ea nu ți-ar mai face atâtea reproșuri... Da, normal. Tu cum te-ai purta cu ea? Păi m-aș purta foarte frumos. Ce dracule, credeți că în casa asta e numai bătălii și omorâți? Uh-huh. Îi facem și dragoste, ne înțelegem și foarte bine. Uh-huh. Dar e și probabil tot din cauza bolivarului, insuficiență respiratorului, ceva cu inimă.